Bună seara, prieteni! Știm că suntem încă în ianuarie, e drept, nu pentru multă vreme, doar pentru că încă 2, 3, 4 zile, dar noi ne-am apucat de treabă. Suntem în direct la o nouă ediție a conferințelor Plantăm Fapte Bune în România și după cum ați putut observa pe Facebook în prezentările anterioare și pe pagina evenimentului, în seara aceasta o să vorbim despre tăieri rase și împăduriri. Vă așteptăm cu întrebări în secțiunea de comentarii, cu sugestii, cu alte informații legate de tema de, din seara aceasta. Și ca să nu intru eu în mai multe detalii decât este cazul, aș vrea să-l salut pe Mihai, să-i dau lui cuvântul și eventual să-l rog să ne precizeze cadrele discuției de astăzi, pentru că, sigur, despre tăieri, rase și împăduriri se poate discuta mult mai mult decât o oră într-o seară de joi. Salut, Mihai! Bine ne-am revăzut în spațiul online cu colegii și prietenii noștri. Salut, Marin! Bună seara, prieteni! Bine v-am regăsit! Forțe noi, forțe proaspete la început de an. A 45-a ediție a conferințelor Plantăm Fapte Bune în România, când marcăm o premieră. O premieră dată de invitatul nostru. Pentru prima dată avem un coleg de la un ocol silvic de stat, mai exact șef ocolului silvic Voineasa, direcția silvică Vâlcea, bunul nostru prieten Ionuț Băncescu, cu care deja am avut o colaborare într-o acțiune de plantare și sunt ferm convins că a fost doar începutul unei povești frumoase, pentru că avem de gând să continuăm. Vreau să precizez încă de la început că ceea ce urmează să vedeți, să vizionați, apropo de tăieri, rase și împăduriri, sunt toate elemente care se găsesc la nivelul ocolului silvic Voineasa, adică date concrete și multe elemente pe care Ionuț le stăpânește foarte bine și sigur vrea să ni le împărtășească. Am vorbit cu Ionuț și mai devreme și veți vedea care o prezentare în care va debuta cu prezentarea principalelor caracteristici ale ocolului silvic Voineasa, un ocol silvic de munte, veți vedea, urmând să ne prezinte un calendar al principalelor activități și ulterior să discutăm mai în detaliu despre tăierile rase și împăduririle. Ionuț, bine te-am regăsit, mulțumim că ai acceptat invitația. Sper să dai un exemplu și altor colegi din țară, din producție, de la RomSilva, să accepte invitațiile noastre pentru viitoare prezentări. Te salutăm! Ce ne-ai pregătit? Te rog! Salut, Mihai! Bună seara tuturor! Mă bucur că sunt aici la voi să discutăm despre activitatea pe care o desfășurăm în cadrul ocolului, despre particularitățile ocolului și despre temele care sunt intens discutate în spațiul online. Numele meu este Ionuț Robert Băncescu, sunt absolvent al Facultății de Silvicultură și Exploatări Forestiere, promoția 2003. Sunt șeful ocolului Silvic Voineasa din anul 2012, angajat al acestui ocol din anul 2004. Ocolul Silvic Voineasa este o subunitate a Direcției Silvice Vâlcea din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor, și ca amplasare ne situăm în partea de nord a județului Vâlcea. Geografic, cred că e o problemă la slide-uri, dar o remediem cât putem de repede. S-a blocat slide-ul. Ok. Ocolul Silvic Voineasa, din punct de vedere geografic, ne situăm în partea de nord-vest a județului Vâlcea. Sunt de situații în Carpații Meridionali, munții Parâng și Cindrel. Ocupăm în întregime munții Laturiței, versantul sudic al munților Lotrului, versantul estic al munților Parâng, versantul nordic al munților Căpățânii, depresiunea Brezoi din depresiunea Loviștei. Ca să vă faceți o imagine, ocolul se întinde de la limita de județ cu Sibiul, județul Sibiu, pe dreapta tehnică a Oltului, ajungem până la Brezoi și ținem pe tot Lotru, tot cursul râului Lotru, de la izvoare până la vărsarea în râul Olt. Ce vom face în seara aceasta? Vă vom prezenta
în mare calendarul principalelor activități pe care le desfășoară un ocol silvic într-un an de zile, vom discuta despre tăierile rase, de ce tăiem ras, de ce ar fi destul de greu să nu executăm aceste tratamente, ce urmează după ce executăm o tăiere rasă, împădurile sau reîmpăduririle și modul de execuție a lor. Și ne vom prezenta activitățile specifice pe lângă activitățile de exploatare a masei lemnoase. Până la urmă, lemnul reprezintă 90% din cifra de afacere a unui structuri silvice de stat. Avem activități diversificate, producem păstră, avem servicii de silvoturism și așa mai departe. Cum am spus, ocolul silvic, activitatea principală are ca scop gestionarea durabilă și unitară a fondului forestier, proprietate publică a statului și a diverselor persoane fizice sau juridice cu care ocolul are încheiate contracte de prestări servicii silvice. Suprafața de fond forestier, a ocolului este de 22.126 de hectare, din care 19.521 sunt suprafață proprietate publică a statului român. Diferența de 2.600 de hectare reprezintă suprafața persoanelor fizice și juridice care și-au dobândit dreptul de proprietate prin aplicarea legilor de reconstituire și cu care ocolul are încheiate contracte de prestări servicii. O particularitate o reprezintă faptul că în aceste suprafață este inclusă și o suprafață pentru care serviciul silvic cu specific, serviciul public cu specific silvic este suspendat. Nu se aș întreba aproximativ cam câte contracte aveți, adică pădurea câtor persoane fizice o administrați sau prestați servicii silvice la nivelul locului? Din fericire, numărul de persoane cu care avem încheiate contracte nu este atât de mare, pentru că specificul zonei este faptul că suprafețele reconstituite au fost mai mari decât în alte zone ale țării. Avem contracte încheiate cu persoane care dețin 400 de hectare, 500 de hectare, contracte cu persoane care dețin 10 hectare, 30 de hectare. Numărul de beneficiari este, numărul de contracte este în jur de 200 de contracte de prestări. Este o particularitate. Volumul de lucru nu este atât de mare cât au colegii din sudul județului, unde au mii de contracte și e un pic mai greu decât... Asta este un avantaj al zonei de munte. Suprafețele sunt suprafețe mai mari deținute de proprietarii persoane și juridice sau fizice. Ca un istoric, aș vrea să vă spun că ocolul a luat ființă în anul 1948. Odată cu naționalizarea pădurilor, toată suprafața a trecut în proprietatea statului, a luat ființă acest ocol. La data actuală, ocolul gestionează suprafețe nu doar de pe raza teritorială a comunei Văineasa. Avem suprafețe de pe 4 comune și un oraș, Racovița, Câineni, Malaia, Văineasa și orașul Brezoi. Iarăși, ca o particularitate, suprafața din tot bazinul Lotrului, pentru că aici sunt situații în bazinul Lotrului și al Laturiței, până la apariția legilor de reconstituire, era de 80.000 de hectare, 89.000 de hectare. Suprafața de 60.000 a fost reconstituită de persoane fizice și persoane juridice. Toată suprafața este sub contract cu diverse structuri silvice private, parte din noi și la, parte din suprafață și la noi la stat, iar diferența de suprafață este la ocolul silvic Văineasa, pe care încercăm să o gestionăm corect, durabil. În anul 1952, ocolul a fuzionat cu un ocol existent până la naționalizare, ocolul silvic Obârșa Lotrului, parte din suprafețe fiind teritoriul fiind undeva la limită, parte din suprafețe erau administrate de ocoale din alte județe. Parte din suprafață a fost administrată de un ocol din Sibiu, Valea Sebeșului, iar parte din suprafață din ocoale de la Gorj. Văineasa, cum este acum ca și teritoriu, ca și comună, parte din suprafață
a Voinese a fost câștigată la reforma administrativă din 1960. Până la 1960, limita comună era mult mai jos decât la data actuală. Din punct de vedere fitoclimatic, Aș întrerupe puțin, scuze. Cred că era de interes să ne prezinți puțin ce scria pe acele foi și cam din perioada foile pe care le-am, foile pe care le-am văzut reprezintă cronica ocolului. După 1966, ocolul avea, șeful de ocol sau personalul, avea ca atribut să noteze într-o cronică a ocolului principalele activități pe care le desfășurau într-un an de zile. În aceste cronici erau trecute date foarte importante, de o mare valoare, care aveau legătură cu activitatea desfășurată de dumnealor în perioada respectivă. Ca o particularitate, până la desființarea IFU-urilor, ocolul făcea doar administrare. Toate parchetele sau toate partizile care erau constituite erau predate la acest IFE. Ocolul nu făcea exploatare. Exploatarea o făcea altcineva. Administrarea drumurilor erau trei entități separate. Unul administra, era ocolul, IFE-ul făcea partea de exploatare, iar drumurile erau o secție separată de construcție și de întreținerea drumurilor forestiere. În perioada asta, din 1970, în cronica asta sunt menționate toate transmiterile definitive de fond forestier care au fost efectuate în decursul anilor pentru construcția diverse obiective de interes național. În bazinul ăsta al Lotrului, în 1970, a luat ființă uzina centrala electrică Lotru, centrală electrică care, din câte cunosc eu, are o capacitate foarte mare de producere de energie electrică și poate suplini 25% din necesarul național, energie creată de apă. A fost o gândire extraordinară, toate apele din bazinul Lotrului și nu numai, chiar din Jieț, chiar din bazinul Uncavățului au fost captate, sunt aduse în barajul de acumulare Vidra, de acolo pleacă spre uzină, producând energia de care am discutat. Era în cronica ocolului, erau, cum vedem că se văd aici, făceau partea de evaluare la speciile de vânată și notau numărul de exemplare observate de către personalul de teren cu ocazia observațiilor din teren. Din punct de vedere fitoclimatic, pădurile pe care le administrăm încep de la etajul făgetelor pure montane, trecem din împrădetul făgete până în etajul subalpin cu altitudini cuprinse de la 400 la 1900 de metri altitudine, astfel încât în suprafața ocului se întâlnesc o mare diversitate de specii vegetale și de animale, identificându-se 25 de tipuri de păduri și 22 de tipuri de stațiune. Unul dintre această suprafață reprezintă stațiune de bonitate superioare, 59% de bonitate mijlocie, 40% de bonitate inferioară. Vreau să vă spun că gestionăm și un fond de vânătoare. Pe lângă activitate, avem și un fond de vânătoare pe care îl gestionăm. Pădurile îndeplinesc în special funcții de producție și de protecție, fiind cuprinse în totalitatea în grupa funcțională 1. Funcțiile de protecție, protecția râurilor, a barajilor pe care le avem în raza ocolului, avem 5 lacuri de acumulare în raza ocolului, pădurile care sunt limitrofe îndeplinesc această funcție de protecție împotriva eroziunii. Compoziția pădurilor este de 78%, întâlnim specia molit, 14% specia fac, 2% bradul, 2% mesteacănul, 2% carpenul și 1% laricele, 1% diverse rășinoase. Aș vrea să menționez că în raza ocolului există rezervația de larice din dosul Tenocului, una dintre cele mai mari rezervații din țară de larice natural. Se întinde pe o suprafață de 300 de hectare aproximativ, pe o stațiune caracteristică. Laricele e o stațiune nordică, unde laricele îl găsim în mod natural.
suprafața este a unor proprietari, oștea de moșne, Târnovul Mare. În raza Ocului avem și noi o plantație de larice, 5 hectare undeva în Haneș, tot la fel natural. Laricele știți că este o specie foarte valoroasă, foarte rezistentă în amestec cu molidul datorită modului de înrădăcinare. De asta o vom discuta un pic mai târziu, când vom ajunge să vedem de ce facem aceste terase și care e rolul fiecarei specii în compoziția pădurilor de pe raza Ocolului. Structura pe clase de vârstă care o prezentăm aici, aș vrea să subliniem faptul că, după cum vedeți pe grafic, în clasa 6 de vârstă, arborete care sunt peste 100 de ani, avem o suprafață destul de mare, 5800 de hectare, iar pădurile cu vârste mai mari de 80 de ani sunt de 9500 de hectare. Asta ce denotă? Faptul că acum 100 de ani, cu siguranță, volumele de lemn exploatat erau mult mai mari decât putem exploata, decât am putea să exploatăm noi la momentul actual, respectând legislația, respectând prevederile din codul silvic și așa mai departe. Vom trece în revistă un calendar al activităților. Aici, la calendar, aș vrea să fac mențiunea că n-au fost trecute toate activitățile pe care le desfășoară colegii mei, personalul de teren. Le-am scris succint, vom face vorbire de mai multe. În ianuarie și februarie facem operația de mulgere a reproducătorilor de păstră curcubeu. Cum vă spuneam, avem în gestiune, în administrare, o păstrăvărie, păstrăvăria de la Brădișor, unde producem păstrăv pentru consum, păstrăv curcubeu și păstrăv pentru reproducere, repopulăm pentru repopulări pe râurile de munte, repopulăm fondurile piștigule pe care le avem în gestiune, gestionăm un număr mare de lacuri de acumulare, lacul de la Fidel este gestionat de noi, lacul de la Brădișor este gestionat de noi, lacul de la Petrimanu este gestionat de noi, fondul piștigul este gestionat de către Ocolul Silvii Voineasa. Pentru repopulări producem păstrăvul indigen în păstrăvăria proprie. În fiecare lună facem acțiuni de monitorizare a elementelor de biodiversitate, parte din procesul de certificare, suprafețele Ocolului sunt suprafețe certificate și încercăm, sper că și reușim să respectăm toate principiile de certificare. În luna martie, datorită faptului că... Nu, scuze că intervin puțin, dar simt nevoia să vin cu o informație suplimentară și complementară la ce ai menționat tu deja. Apropo de peștele ăsta de munte, că poate să întreabă cei care nu urmăresc și nu sunt silvicultori, ce treabă, domnule, silvicultorii pădurarii, ce treabă au ei cu peștele? Păi, conform codului silvic, Biblia noastră să-i spun așa, la articolul 58 ne sunt prezentate produsele pădurii, care sunt lemnoase și nelemnoase, iar peștele de munte se găsește în categoria produselor nelemnoase. Drept urmare, prin facultate, în funcție de specializare și de interes, mă rog, în funcție de faptul dacă mergem la cultură sau la cinegetică, toți silvicultorii studiem câte ceva sau mai în detaliu și partea de salmonicultură și cinegetică. Te rog! În luna martie facem, având în gestiune un fond cinegetic, un fond de vânătoare, pe care întâlnim toate speciile din zona de munte. Este un fond de vânătoare amplasat în zona de munte. Întâlnim de la Cocoșul de Munte. În imaginea prezentate sunt ouăle de la Cocoșul de Munte, întâlnite de personal de teren în diversele acțiuni de monitorizare, până la urs, caprănea, cred că prior, cerb, porc mistreț. Mai nou a început să apară și iepurele. Asta chiar este o... Cu toate că în cronica aia de care v-am discutat, erau foarte mulți iepuri inventariați de personalul din vremea respectivă. Evaluăm efectivele de cerb carpatin datorită faptului că sunt urme pe zăpadă și este o metodă de evaluare a efectivelor. După evaluare știți că este un criteriu după care stabilim cotele de recoltă. În continuare urmărim elementele de monitorizare de biodiversitate și în fiecare lună facem acțiuni de pază contra tăierilor ilegale. Asta este o activitate principală a pădurarului. Și controle de exploatare în partizile aflate în lucru.
Astea sunt lucruri care le facem lună de lună pentru o bună gestionare a situației. În luna aprilie deja... Te poți da, te rog, exemple de monitorizare de elemente de biodiversitate? 2-3 exemple, în afară de cele pe care le-ai menționat deja, pentru că și fauna reprezintă un element sau mai multe elemente de biodiversitate. Dar ce altceva mai monitorizați? Păi, monitorizăm efectivele de capră neagră, bârlogul de la bârlogul ursului, elementele care sunt definite în principiul de certificare ca și elemente de biodiversitate. Ajungem în luna aprilie, când în funcție de aici, aprilie-mai, la noi întotdeauna e un pic așa mai ciudat în ultima perioadă, în ultimii ani, în luna decembrie n-am avut iarnă, în luna aprilie avem iarnă. Dacă n-avem iarnă, începem lucrurile de regenerare, de împăduriri. În luna ianuarie, ce am omis să spun, în luna ianuarie întocmim calendarul de punere în valoare pentru masa noastră destinată exploatării în anul următor de producție. Și wow-urile unde se impune să executa tăieri de îngrijire, degajări, curățiri și rărituri. În luna aprilie, având acest grafic întocmit, deja se emit delegațiile de marcare conform legislației în vigoare, acum cu suma 2, pentru produsele de produse principale și secundare, care urmează a fi recoltate în anul următor de producție. Începem lucrările în pepinieră și începem lucrările de împăduriri. Aducerea poieților acolo unde este cazul, ocolul silvic folosește în mare parte poieți produși în pepiniere proprii. Dar când nu avem suficienți poieți produși în pepiniere proprii, aducem poieții de pe raza altor ocoale. Acești poieți îi punem la ghețărie, îi redepozitați corespunzător, urmând să fie plantați când condițiile o permit. În luna mai, deja suntem pe finalul lucrărilor de împăduriri, continuăm cu punerea în valoare și începem controlele de fond. Controlele de fond, cred că toată lumea cunoaște, sunt activitățile prin care monitorizăm, prin care verificăm și urmărim activitatea pe fiecare canton. Cantonul reprezintă o subunitate a ocolului. Pe fiecare canton urmărim dacă s-au produs încălcări de hotar, eventuale pagube și așa mai departe. Ocolul are în subordine 18 cantoane, gestionate de 18 pădurari și 4 șefi de districte care fiecare răspunde de un număr de pădurari din subordine. Tot în luna mai, instalăm scoarțele toxice pentru depistarea dăunătorului de la The Hilobius sau trumbarul poieților de rășinoase. Este unul dintre principalii dăunători care produc pagube în plantațiile tinere, dacă nu sunt corect monitorizați. Amplasăm scoarțe toxice. În ultimii ani am încercat și am experimentat modele mai noi de curse feromonale, cum le folosim și la ipide, curse feromonale care sunt amplasate pe suprafața suprafața pe care o împădurim, suprafața împădurite, și un feromon atrage parte din populație pentru a fi, odată îi facem evaluare și un pic de combatere. Combaterea efectivă se face cu aceste scoarțe toxice, scoarțe care atrag populația de Hilobius și datorită substanțelor pe care le folosim, dispar. În luna iunie suntem cu activitatea de punere în valoare, e obligatoriu să o facem, și monitorizăm elementele de biodiversitate. Și în luna iulie la fel. În luna august începem deja lucrările în arboretele tinere, lucrările de îngrijire, degajările și curățirile, lucrări foarte importante pentru viitoarele păduri, pentru că prin aceste lucrări de îngrijire dăm valoare pădurilor pe care le gestionăm. Prin lucrările de îngrijire încercăm să reglăm numărul exemplarilor la hectar, să lăsăm doar arbori valoroși și arbori de viitor pentru a ajunge la vârsta exploatabilității să avem sortimentul de lemn dorit. Până la urmă, trebuie să recunoaștem că
pădurea are multe funcții, dar nu trebuie neglijată componenta economică a activității pe care o desfășurăm. Continuăm să monitorizăm elementele de biodiversitate. În luna septembrie continuăm cu lucrările de îngrijire. În plantațiile tinere efectuăm lucrările de descopleșiri, control de fond, control de toamnă. Conform regulamentului de pază se fac două controle, unul primăvara și unul toamnă. În luna septembrie facem controlul de toamnă. Și urmărim și defoliatorul de Limantria monaha. Ce am omis eu să vă spun, în luna mai, la sfârșitul lunii mai, cu curse feromonale monitorizăm și dăunătorul de Ips typographus, un dăunător foarte important în pădurile de rășinoase, care creează mari probleme dacă nu este monitorizat, care dacă nu este urmărit îndeaproape. Ne-am confruntat cu atacuri de ipide în 2008, 2010 sau 2006, 2010 și destul de greu am reușit să stopăm efectul acestui atac de la Ips typographus. Ajungem în luna octombrie, unde la vânătoare avem acțiunile de evaluare la vânat, evaluare efective de cerc carpatin, la căprior și așa mai departe. În lunile septembrie, în noiembrie facem în păstrăvărie mulgerea reproducătorilor de păstrăv indigen, evaluăm efectivele de capră neagră. Și iar în luna decembrie continuăm cu monitorizarea la efectivele de cerb și elementele de biodiversitate. Acum să trecem un pic să discutăm despre aceste terase. Toată lumea este preocupată de ce tăiem ras. Cum v-am spus la începutul prezentării, specia predominantă de pe raza ocolului este molidul. Ocupă 78% din suprafață, este molidul. Molidul este o specie printre cele mai întâlnite specii forestiere în pădurile din România. Molidul are o rădăcinare superficială, care îl face vulnerabil la efectul vântului. Vânturile puternice destabilizează arboretele de molid când nu sunt corect gestionate. Ce înseamnă când nu sunt corect gestionate? E bună întrebarea ta. Vezi tu, consistența unui arboret, a unei păduri, este foarte importantă pentru stabilitatea care este conferită de această consistență. O consistență plină, pădurile de rășinoase în general, are un dezavantaj, rupturile de zăpadă pot să fie afectate, dar creează o stabilitate contra vântului. Și cum discutăm de o zonă cu versanți, cu pantă, cu înclinări diverse, vântul poate crea probleme majore dacă am încercat să aplicăm în pădurile astea de molid un tratament cu regenerare naturală. Adică dacă am încercat să-l rărim, să-i scădem consistența în mod treptat, cu siguranță vom avea probleme cu vânturile predominante. Mai apare o problemă. Molidul este o specie foarte pretențioasă la insolație. Într-o poză, într-un slide o să vedeți, în următorul slide, dacă puteți urmări marginea parchetului, sunt niște arbori uscați. Toată lumea îi vede. Acești arbori uscați sunt datorită faptului că ei au fost puși dintr-o dată în lumină, au fost puși la soare, la insolație și s-a creat un mediu prielnic pentru instalarea acestui dăunător Ips typographus, de care am discutat, în dacul de scoarță al molidului. E un mediu propice.
dacă am face o rărire succesivă a acestor păduri de molit, cu siguranță, odată vântul ar crea probleme majore, iar doi, s-ar instala acest dăunător tipografus, ar fi mult mai ușor să afecteze arboretele, odată cu zborul. El afectează când undeva în primăvară, sfârșitul primăverii, familiile zboară, se instalează în arbori lâncezi, arbori care deja au o problemă și îl usucă. Exact ce vedeți în această poză. De ce tăiere rasă? Pentru că este un tratament care ne conferă oarecare liniște, să zicem așa. Fiind o specie foarte vulnerabilă la vânt, trebuie să dată compactă o suprafață. Legislația actuală spune să tăiem 3 hectare. Studiile arată că maxim 3 hectare. Studiile arată că până în anii ăștia, din 1867, cum e prezentat pe graficul ăsta, suprafața pe care se parcurgeau terase erau între 1000 și 2000 de hectare. Vă dați seama ce impact vizual erau. E un impact vizual mare și acum, când vezi 3 hectare de teras, și pentru cunoscători pare așa un pic ciudat. Pentru necunoscători pare un dezastru. 1897 au scăzut la 100 de hectare și ajungem în anul 2000 să exploatăm 3 hectare. Acum, ce e important? Suprafețele astea de tăierase, în 2 ani de zile, silvicultorul, munca noastră este de a pune din nou pădure acolo, de a face toate demersurile să punem pădure acolo. Asta urmează după ce am tăiat, am făcut o tăiere maxim 2 sezoane de când am finalizat lucrările de exploatare, să facem din nou pădure acolo. Ce vedem aici? Vedem o tăiere rasă. Tăierea rasă implică materializarea pe teren a unei suprafețe de maxim 3 hectare, bine delimitată pe teren, materializată. Mai nou materializăm limitele parchetului, aplicăm după normă dispozitivul pătra și arborii pe care aplicăm acest dispozitiv îi luăm în coordonate stereo, să nu avem surprize, diverse surprize. Recoltăm integral tot lemnul dintr-o suprafață de 3 hectare, adunăm resturile de exploatare în șiruri sau denumite generic martoane. Toată lumea știe ce e un marton. Martonul orientăm pe linia de cea mai mare pantă a terenului. Îl întrerupem din 20 în 20 de metri. Această întrerupere se datorează faptului că trebuie să respectăm principiile referitoare la protecția împotriva incendiilor. În cazul unui incendiu de vegetație ar fi destul de greu să ai acces peste acest marton dacă nu ai aceste întreruperi. Și distanța între șiruri este de 20 de metri. Lățimea maximă a unui marton este de 1 metru. Lățimea asta este dată de schema de împădurire. Vom discuta ulterior ce înseamnă schema de împădurire și ce reprezintă. Cojim cioatele integral la molin. Cojirea cioatelor o facem pentru a evita o eventuală infestare a viitoarei plantații, păduri, plantații cu acest dăunător Hilobius avietis. Este un loc propice de instalare a familiilor de Hilobius, de trombar, în resturile rămase, în cioatele rămase, dacă nu le-am cojit, dacă nu am îndepărtat scoarța de pe aceste cioate. Foarte important este de precizat faptul că la aceste tăierase este foarte important cum le amplasăm. Trebuie să evităm amplasarea lor pe direcția predominantă a vânturilor. Studiile arată că în România direcția predominantă sunt vânturile vestice. Asta e direcția predominantă. Poziționarea lor pe teren trebuie să respecte această regulă de a evita să le punem pe direcția lor, pentru că intrăm într-un arboret, începem să destabilizăm, din păcate. După ce am efectuat o tăiere rasă, pădurea de lângă putem să amplasăm un alt parchet doar dacă
pe pachetul de data anterior am reușit să facem pădure. Ca să facem pădure, trebuie să o plantăm. Legislația spune că în maxim 7 sezoane de când am făcut operațiunea de plantare, putem amplasa un alt parchet sau, dacă reușim, să dăm starea de masiv. Starea de masiv reprezintă momentul când o plantație tânără o putem denumi sau o putem numi pădure. Opinia publică face o confuzie majoră între o defrișare și o tăiere rasă. Tăierea rasă și în arboretele de regenerare naturală apare o tăiere rasă, este o tăiere definitivă. Avantajul major al tăierilor cu regenerare naturală este faptul că atunci când îndepărtăm arboretul matern, deja avem o nouă pădure sub pădurea bătrână. În cazul tăierilor rase, asta e un pic mai greu. Defrișarea, toată lumea discută de defrișări ilegale, nu vor să înțeleagă că această acțiune este de îndepărtarea vegetației forestiere de pe o suprafață fără a fi urmată de regenerarea acestei suprafețe. La tăierile rase, în două sezoane, cum vă spuneam, facem lucrările de reîmpădurire. La defrișare, de obicei când facem defrișări, schimbăm categoria de folosință a terenului. Adică terenul respectiv din pădure devine altceva. Devine o construcție, devine un drum forestier sau devine o pârtie de schi. După ce am efectuat... Aș mai completa eu, nu scuze că ne întrerup. Apropo de schimbarea categoriei de utilizat terenurilor, un alt exemplu foarte la îndemână, care a fost în vogă, să spunem, acum 10 de ani, 100 de ani și mai mult în sudul țării, a fost tăierea pădurilor și transformarea lor în terenuri agricole. Să ne uităm la, spre exemplu, județele Telorman, Călăraș, Olt, Dolj și altele asemenea din sudul țării, care, mă rog, în diferite momente istorice, chiar și după primul și chiar și al doilea război mondial, multe din suprafețe au fost defrișate și terenuri respective, terenuri fertile, fostele terenuri forestiere, fostele soluri forestiere, au fost redate agriculturii pentru a satisface nevoia crescândă de cereale. Evident, pentru cine? Tot pentru noi, pentru oamenii, pentru hrana noastră și nu doar a celor de pe actualul teritoriu al României, ci și pentru cei care beneficiau de importurile de grâne din țara noastră. Te rog! Dacă tot ai adus aminte de pădurile din sudul țării sau de județele deficitare în păduri, hai să le denumim așa, eu aici aș avea o propunere. O propunere, știu că a mai fost preluată de diversi parlamentari, o propunere legislativă. S-ar impune în zonele astea de munte unde procentul de acoperire cu pădure de pe raza unui județ este peste 30% în județul Vâlcea. Acolo unde facem transmiteri din fond forestier, scoate definitivă din fondul forestier și optăm pentru oferirea în compensare a unui teren pe care îl vom împăduri pe viitor, ca aceste terenuri să fie, sau trebuie legislația gândită de așa natură, ca aceste terenuri să fie dirijate spre zonele deficitare. Vine un cetățean, spune, domne, eu am o pădure, vreau să construiesc în ea. Pe ca să construiești în ea, trebuie, legislația spune că trebuie să ai un teren agricol, terenul agricol care trebuie să fie vecin cu pădure, trebuie să cunoscăște condiții pe care el trebuie să facă pădure. Bun, face pădure cu o firmă specializată, nu face orice pădure. Dar dacă s-ar reuși ca lucrurile astea să fie comasate în puncte sensibile, eu zic că pădurea românească ar avea de câștigat. Pentru că, pe lângă faptul că în zona asta de munte împădurim terenuri agricole care, în mod natural, se împăduresc ele. Bun, nu se împăduresc cu ce trebuie. Rolul nostru al silvicultorilor ar fi să facem pădurea după tipul natural fundamental, ce cere terenul ăla de acolo. Cere fac să punem fac, cere molit să punem molit, cere stejar să punem stejar. Natural, ele se împăduresc cu specii pioniere, dar se împăduresc. Componenta asta de mediu, oxigenul pe care pădurea ni-l oferă, este îndeplinită. Nu este îndeplinită în condiții corecte de regenerările astea naturale cu specii pioniere, e altă discuție și destul de complexă. Dar oxigenul este oferit și de... Atunci eu zic că legislativ s-ar putea face o modificare.
ordinul ăsta care reglementează transmiterile din fond forestier, care reglementează reducerea fondului forestier, de fapt că și codul silvic permite reducerea fondului forestier în anumite condiții și pentru anumite obiective, obiective de interes național declarate de lege. Revenim un pic la subiectul nostru. Am terminat cu partea de exploatare, am reprimit parchetul. Vreau să fac o mențiune că pe suprafața parchetelor nu recoltăm integral masa lemnoasă pe partea de certificare a pădurilor. Suntem obligați și e normal să fie așa, să lăsăm lemnul mort în pădure pentru ca element de biodiversitate, pentru populațiile de insecte care trăiesc acolo și care, pentru care nu trebuie să întrerupem lanțul trofic. Împăduririle sau reîmpăduririle sunt acțiunea de a face pădure acolo unde ea a fost îndepărtată. Împădurim suprafețele de teren goale de ceva vreme și reîmpădurim suprafețele de pe care am recoltat masa lemnoasă într-un timp mai scurt. Corect, activitatea pe care o facem este acțiunea de reîmpădurire, de reinstalarea vegetației forestiere pe terenul de pe care am recoltat-o integral prin aceste terase. Reîmpădurim și în suprafețele cu tăiere, în suprafețele regenerate natural, pentru că ele nu reușesc să regenereze integral și venim cu o completare a acestor regenerări. Plantarea este principala metodă de împădurire prin care se instalează majoritatea culturilor forestiere. Legislația definește și alte metode de a reinstala vegetația forestieră, semănături directe, butășiri și așa mai departe, dar plantarea este operațiunea principală prin care instalăm culturi forestiere. Plantăm respectând o schemă. Schema de împădurire indică modul de amplasare pe teren a speciilor din compoziția de împădurire și numărul de puieți pe unitatea de suprafață, în cazul rășinoaselor, în cazul pădurilor pe care le administrăm, numărul de puieți este de 5.000 de puieți la hectar în cazul speciei molii, 2.500 în cazul speciei laice. De aici rezultă și proporția de participare a fiecărei specii în acțiunea asta de plantare. În cazul de față, în funcție de grupa ecologică, folosim culturi amestecate. De ce folosim culturi amestecate? Pentru că anterior s-au creat niște greșeli, s-au creat monoculturile de molid, păduri pure de molid, păduri care sunt vulnerabile la dobărâturile de vânt. Dacă introducem specii cu un alt tip de înrădăcinare, cum este laricele, care au o rădăcinare pivotantă, bradul, paltinul de munte sau zâmbrul, pinus cembra, dacă le introducem, dăm stabilitate viitoarelor păduri. Tehnica de execuție o reprezintă plantarea în gropi, care conferă diverse avantaje. Gropile pot să fie de dimensiuni diferite pentru a putea planta diverse specii. Molidul are un tip de rădăcinare, cum am spus, are o rădăcinare superficială, o rădăcinare trasantă. Bradul, paltinul și laricele au o rădăcinare pivotantă. Dimensiunea gropii diferă de la o specie la alta. Gropile astea le executăm în vetre. Batra, rolul vetrei în literatura de specialitate este foarte importantă, odată că reține apa, dacă este executată corect în contrapantă, reține apa necesară pentru o dezvoltare bună a puieților pe care îi plantăm. Dimensiunea vetrei este de 60 de centimetri pe 80 de centimetri. Dimensiunea asta este importantă și la lucrările ulterioare. În primul an, descopleșirile, copleșirea specii ierboase a puieților este un pic redusă datorită faptului că în primul an, când am instalat cultura, avem aceste vetre de dimensiuni destul de mari, aproape un metru pătrat, pe care iarba, pe care speciile copleșitoare vor crește mai greu. Pentru plantarea propriu-zisă a puieților de rădăcină nudă, se amenajează vatra cu dimensiuni de 60-80, cum vă spuneam, pentru reținerea apei. Puietul se ține într-o poziție verticală,
în centrul gropii, cu coletul foarte important, cu coletul deasupra solului. Iar rădăcinile sunt așezate într-o poziție cât mai normală. Acoperind treptat rădăcinile cu pământ, în general ar trebui să fie un pământ fertil pentru a asigura o bună poziționare a rădăcinilor și evitarea înduirii sau răsucirea acestora. Pe fundul gropii se poate realiza o excavație mai profundă la puieții. Puieții pe care îi folosim sunt puieți produși în pepiniere proprie. Direcția Silvică Vâlcea are în gestiune, în administrare, foarte multe pepiniere. Voinasa are 3 pepiniere cantonale pe care le gestionăm cu o suprafață însemnată undeva la 150 de ari. Nu acoperim tot necesarul din puieții produși în pepinierele proprii. Parte din ei sunt aduși de la Ocolul Silvii Romani sau Ocolul Silvii Râmnicu Vâlcea și Ocolul Silvii Călimărești. Ocolul Silvii Romani are și un solar. Un solar începe toată povestea. Din sămânța asemănată în solar apare prima plantulă, care plantulă este repicată în al doilea an de viață. Mai stă 3-4 ani, depinde de condițiile climatice, în pepinieră, după care este adus și pus în teren de către silvicultori. Câți puieți produceți anual? Aproximativ. Păi, producem undeva la 150.000 de puieți discute de Ocolul Silvii Voinasa. La nivel de direcție, numărul din păcate îmi scapă, dar oricum este un număr destul de mare, cred că se ridică la 500.000 de puieți. Plantăm în fiecare an, în medie, vorbesc de o medie, între 250.000 și 300.000 de puieți. În principal molit, plantăm și larice, dar proporția de participare a laricelui este de maxim 20%. Laricele se plantează în benzi. Benzile sunt orientate pe linia de cea mai mare pantă, tot pentru a conferi viitoarelor păduri stabilitate. Laricele dă multă stabilitate. Laricele o specie foarte valoroasă, lemnul este foarte căutat. După ce am terminat operațiunea de plantare, avem în imagini o pepinieră, pepinierele de la Sărăcinu, unde sunt 154 de ari în cultură, undeva la, am spus, 150.000 de puieți producem în aceste pepiniere. După ce am finalizat operațiunea de plantare, toamna facem prima lucrare de întreținere a acestei culturi, o lucrare de descopleșire. Odată cu plantarea, pădurarul, gestionar de canton, titularul de canton, amplasează în suprafața plantată piețele de probă. Piețele de probă, niște pari pe care îi vedeți în suprafețele astea plantate, care sunt vopsiți într-un capăt, au undeva la un metru, metru jumate, 10 centimetri, pari care reprezintă piețe de probă. La suprafețele astea de 3 hectare, piețele de probă trebuie să însumeze maxim 8% din suprafața aflată în control, iar suprafața unei piețe de probă este de 100 de metri pătrați. Suprafața împădurită, până când ajunge la stare de masiv, o avem în control anual. Control anual reprezintă principala activitate de monitorizare a numărului de puieți dintr-o suprafață împădurită și a lucrărilor ce se impun pentru ca la această suprafață să aibă o reușită bună. Pădurarul în fiecare an, în suprafețele astea de control, numără puieții și notează într-un caiet de teren, după care urmează o centralizare a datelor la nivel de ocol și măsurile ce se impun pentru a da naștere unor culturi reușite. Până ajungem la această stare de masiv care reprezintă momentul în care plantația, cultura nouă înființată, o putem denumi pădure. Până acolo este o suprafață și terenul, care și categorie de folosință, este un teren destinat în pădurii. Nu are categoria de folosință pădure. Pădure devine când am trecut în stare de masiv, atunci când arborii, în cazul rășinoaselor, puieții plantați ajung la 1 metru, 1,20 m.
Eu nu-ți intervin puțin pentru că, în primul rând, vreau să-i mulțumesc lui Ilie, colegului tău de la Direcția Silvică, a început să răspundă la o parte din întrebările de pe pagina. Încurajez pe ceilalți colegi să răspundă, sigur, dacă au disponibilitate. Și m-aș lega de o altă întrebare apărută pe pagina de Facebook și apropo de ceea ce discutam, prezentam mai devreme, apropo de puieți. Este o întrebare: ce înălțime are un molit de 2-4 ani la plantare, iar bradul? M-aș lega încă o dată spun de această întrebare și te-aș juca puțin să ne spui cât timp țineți puieții în solariu, în pepinieră, la ce... Bine, sigur, noi silvicultorii știm, dar e bine poate de interes și pentru cei care nu au cunoștințe silvice, dar sunt interesați. La ce vârstă îi scoatem din pepinieră și cam cât de repede crește un molid, cât de repede crește un brad, spre exemplu, în primii 10 ani de viață. Te rog. Păi, haideți să vedem. Am recoltat conurile de molid din rezervațiile sursă de semințe sau din plantaje specializate. Există în țară plantaje specializate, păduri, care sunt conduse special pentru a produce semințe de mare valoare, culturii care au o importanță deosebită, plantajele. Părăși fraza ocului avem rezervații sursă de semințe, câteva uauri unde sunt arbori valoroși. Trebuie să păstrăm resursa genetică a locului, foarte important. Și legislația pune anumite bariere, adică ar fi destul de greu să recoltezi sămânța din voina sa și să poietul produs din sămânța respectivă să o duc într-o altă regiune, posibil să nu se aclimatizeze, posibil să fie ceva discuții. De asta legiuitorul, de asta în lege este sub aceste bariere ecologice. Și sunt studii aprofundate referitor la situația asta. Am recoltat conurile, a rezultat sămânța, sămânța este pusă în solar, un an de zile stă în solar. În solar cu activități specifice. Culturile astea tinere sunt ca un copil, așa, trebuie să ai grijă de ele cum ai grijă de un copil. De fapt, dacă am putea face o paralelă destul de corectă, în sensul că primii 10 ani din viața oricărei plante forestiere poate fi asimilată cu primii 10 ani din viața noastră, a oamenilor. Cât avem mai multă grijă de acești 10 ani, cu atât lucrurile vor evolua corespunzător pe viitor. Îi ținem un an de zile în solar, îi scoatem din solar. În solar pot să fie afectați de tot felul de boli, fuzarioză și așa mai departe. Este o grămadă de boli de care pot să fie afectați. Trebuie să controlăm corect temperatura, apa pe care o administrăm pentru a avea plante viabile. I-am scos din solar, îi ținem în funcție de altitudine, în funcție de sezonul de vegetație. Aici sunt foarte mulți factori care influențează câți ani îi ținem într-o pepinieră, la poeții produși cu rădăcină nudă. Într-o pepinieră contează foarte mult altitudinea, pentru că în zona colinară sezonul de vegetație este mult mai lung și numărul de ani este mai mic. În zona de munte sezonul de vegetație este scurt. Gândiți-vă că la noi sezonul de vegetație începe undeva la sfârșitul lunii mai și la sfârșitul lunii august, deja începutul lui septembrie, începe lignificarea. E un sezon foarte scurt de vegetație și numărul de ani pentru poeții produși în pepinierele din zona de munte este mai mare decât numărul de ani din zonele colinare. Puietul trebuie să... Stasul, așa prevede stasul, ne ghidăm după stasul, spune că trebuie să aibă coletul de 5 mm pentru a fi declarat un puiet apt de plantat. Asta e definiția noastră a silvicultorilor, un puiet apt de plantat, adică un puiet care îndeplinește cerințele și condițiile pentru a fi transplantat dintr-o pepinieră în teren descoperit. El suferă foarte mult. Șocul ăsta al transplantării este un șoc destul de mare pentru viitoarea plantă, pentru că îl scoatem din pepinieră, afectăm parte din rădăcini, sistemul radicilar este afectat și după ce l-am dus în teren, un an de zile, specialiștii și cunoscătorii știu că ei, puietul încezește, are o perioadă de acomodare. Bradul are o creștere mai grea. Bradul este o specie cu temperament de umbră și are o creștere mai grea. E greu acum să spunem exact, domne, cât face un molit. Contează condițiile staționale, contează condițiile punctuale, contează absolut totul cât de bine se dezvoltă o plantă. Că dacă o ai pe o expoziție nordică, merge mai greu, pe o expoziție însorită merge mai bine. Acum, molidul, ce să vă zic, crește mult mai bine ca bradul.
în primii ani, după care apare concurența între ei și deja lucrurile se îndreaptă. Nu ți-aș prelua încă o întrebare de pe pagină și dau citire. Ce părere aveți de orientarea spre tratamentul tăierilor succesive în margine de masiv, în molidișuri, în detrimentul tăierilor rase? Ce să vă spun? Începând de vreo câțiva ani, poate ăsta e motivul pentru care și amenajiștii au început să prevadă efectuarea acestui tratament al tăierilor succesive în margine de masiv. Dacă gradul de accesibilitate al pădurilor ar fi ridicat, dacă am avea acces, un acces bun peste tot, ar fi, cred, un tratament bun și cu siguranță un tratament de viitor. Ce pot eu să vă spun din practică? Pe lângă drumurile forestiere, în anii anteriori, când lemnul nu avea o mare căutare, când populația cerea destul și legislația o permitea, acum e mai greu să vinzi lemn de lucru la populație. Astea sunt regulile, trebuie să le respectăm. Putem vinde lemnul de foc sau printr-o licitație. Fiind un bun al statului, e bun public, trebuie să parcurgem toate etapele de vânzare printr-o licitație a lemnului pe care îl valorificăm. Anterior făceau acele loturi de populație și toată lumea știe ce înseamnă lot de populație. Mergeau, făceau tăieri de igienă sau tăieri de igienă, să zicem așa, în zonele accesibile, pe lângă drumuri. Da, într-adevăr, cine a pus întrebarea, cred că are cunoștință, zonele respective s-au regenerat. Molidul are o putere de regenerare naturală fantastică. Dacă ar avea un sistem de rădăcinare rezistent, ar fi un tratament de mare succes. Dar riscul există, pentru că putem destabiliza și prin aceste tăieri succesive putem destabiliza bazinete întregi, putem destabiliza versanți întregi și atunci impactul vizual, dacă, de exemplu, facem o tăiere succesivă pe 20 de hectare, dacă am destabilizat 20 de hectare și ne confruntăm cu o doborătură masivă de vânt sau cu un atac de ipide, impactul vizual va fi teribil. Și dacă tot am intervenit, mai preiau încă o întrebare de la prietenul emisiunii noastre, profesorul Cătălin Roiubu de la Facultatea de Silvicultură în Suceava, care întreabă unde putem găsi arbori bătrâni cât mai în vârstă de larice, pentru că sunt interesat să preleveze probe pentru studii de dendroclimatologie. Aveți idee din datele pe care aveți la ocol cam ce vârstă ar avea? Te rog. Cu siguranță găsim în dosul Târnovului. Dosul Târnovului este pe Valea Latoriței, pe dreapta tehnică a Văii Latorița. Este o rezervație, cred că e mult spus o rezervație. E o pădure pură, o pădure naturală de larice. Zona este foarte inaccesibilă, cu versanți cu pantă peste 40 de grade, 35-40 de grade. Lucrări de exploatare nu s-au efectuat acolo. Vârsta laricelui din zona respectivă este foarte mare, adică cu siguranță vom găsi și exemplare de 200 de ani, 300 de ani. Suntem deschiși, îi așteptăm. Ce vreau să vă mai spun vis-a-vis de pe raza ocolului, avem și o rezervație, o plantație înființată în anul 1997 de către profesorul Blada. Cred că cei care îl cunoaște pe domnul profesor, Dumnezeu să-l odihnească. În 1997, în Muntele Haneșu, a avut un proiect, mai multe zone în țară, a avut și pe raza ocolului, un proiect cu o plantație de pinus cembra, de zâmbru. Zâmbru de o specie foarte valoroasă, tot pentru a conferi stabilitate viitoarelor păduri. Zâmbrul este o specie care crește, are creșteri foarte bune la altitudini mari. Este o specie care crește la 1700-1800 de metri. Celelalte specii de rășinoase au creșteri mult mai greoaie la această altitudine. Avem 2,5 hectare de plantație care în 2014 am transformat-o în rezervație sursă de sămânță. Și din ultimii ani pe care i-am monitorizat, deja am început să producă conuri, pentru conuri care, din care se va putea recuta cu siguranță sămânță pentru a putea fi folosită
la lucrări de împăduri. Și o ultimă întrebare apropo de larice, tot de la Cătălin Roibu, dacă aveți cunoștințe de defolieri la larice. V-ați confruntat cu așa ceva? Nu. Da, am experiență. Chiar nu au fost probleme la un atac de limantria. Ce aș putea să mai spun despre noi, despre activitatea pe care o desfășurăm, cum vă spuneam la începutul emisiunii, pe lângă faptul că încercăm să gestionăm corect pădurea, și aici țin să mulțumesc pe această cale și colegilor mei. Suntem o echipă, suntem toți colegi și facem demersurile necesare pentru a gestiona corect aceste suprafețe, că nu se poate să lucrezi singur în niciun domeniu. Avem servicii de silvoturism, două cabane turistice unde vă așteptăm cu drag, sunt deschise publicului, sunt puse în circuit turistic, o cabană cu o capacitate de 11 locuri pe malul lacului Vidra, cabana turistică Vidruța și o cabană de capacitate mai mare construită în anul 2013, a fost reabilitată. O cabană de vânătoare de programul Ceaușescu din 1960. În 2014, 2013 am reușit și am renovat-o. Avem 30 de locuri de cazare la 3 mari care de clasificare. Vă așteptăm cu drag. Eu nu văd întrebările, că dacă aș vedea întrebările, poate aș mai răspunde punctual la ele. Păi, le-am cam preluat pe marea majoritate a întrebărilor care au fost adresate pe parcursul prezentării tale. Țin să mulțumesc colegilor care au și răspuns între timp la bună parte din întrebări. Practic ar mai fi unele de specialitate tot din sfera defolierilor la larice, dar nu aș intra acum în aceste detalii. Te rog. Deci, eu am citit cu atenție și cronica, această cronică de care v-am povestit. A fost scrisă până aproape de Revoluție. Au fost trecute toate datele importante din viața ocupalelor. Am citit patru cronici, pentru că Ocolostea Voineasa a luat naștere prin fuziunea patru ocoale mari. Ocolosilvic Voineasa, care era pe raza comunei Voineasa și parte din Malaia, Ocolosilvic Brezoi, care era pe orașul Brezoi, Ocolosilvic Laturisa, care administra parte din suprafața de pe teritoriul Mălăi, Ocolosilvic Cornet, care ca o picanterie, așa cum a fost cel mai mare ocol, suprafața cel mai mare de fond forestier până în 1990, administrată de un ocol civic, este acest ocol civic Cornet, care era sub unitatea Direcției Civice Vâlcea. Și citind aceste cronici, acolo menționează câtă sămânță, ce atacuri aveau, cu ce dobărături s-au confruntat, numărul de poezi plantați, un lucru extraordinar, care mi se pare mie așa de Voineasa, undeva în 1960, plantau undeva la 1.500.000 de puieți într-o suprafață de 30.000 de hectare, atât gestionau ei atunci. Deci în 1960 erau 30.000 de hectare. Cam actual amplasament al locului, că restul suprafațelor s-au mai pierdut. Și plantau 1.500.000 de hectare. Vă puteți imagina ce suprafață fusese exploatată cu 2-3 ani înainte, dacă au plantat într-un an 1.500.000 de puieți, ce volum de muncă și ce suprafețe aveau parchetele respective. Apropo de ce suprafețe erau, te-aș ruga să ne introduci datele, să ne prezinți datele concrete de la nivelul ocolului Voineasa, ocolului Voineasa. Cam care este suprafața anuală pe care o parcurge scutei rase, cum spunem noi? Evident, exceptând anii în care ați avut dobărături de vânt, așa numitele produse accidentale care dau peste cap tot managementul silvic. Cam care este suprafața în medie? Păi dacă plantăm undeva la 50 de hectare an de an, înseamnă că am exploatat 50 de hectare în urmă cu 2 ani. Clasa de regenare cam de 50 de hectare. Suprafața parcursă cu terase undeva la 50 de hectare. Acum nu vă imaginați că facem doar terase. Venim din zona făgetelor, unde facem și teri de regenerare. Teri de regenerare făgete, în amestecuri de fac cu molid. Fagul în zona asta nu e un fag de mare valoare, dar molidul, aici e chiar o chestie interesantă, molidul care este în amestec cu fagul,
este de o calitate extraordinară, concurența între cele două specii. Știu că a fost intens studiată și să știi că aici chiar o putem sesiza. Fagul de proastă calitate, dar molidul se duce spre clasa a doua de producție în amestecurile astea de facul molid. Sunt și stațiuni de altitudine mai joasă, cu bunitate superioară și așa mai departe. Tăiem cam 50 de hectare de... Între 40-50 de hectare și pădurim 40-50 de hectare. Facem din nou pădure. Aș vrea să... Și acum vorbesc în numele tuturor celor care administrează păduri pe bazinetul ăsta al Lutrului. E o zonă destul de sensibilă în modul ăsta al județului. Nu există suprafețe neregenerate în bazinul Lutrului. Sunt cazuri punctuale unde au fost probleme ca peste tot, unde nu s-a pus pădure la momentul unde nu s-a făcut pădure când a trebuit. Dar natura are o putere de regenerare fantastică și pe lângă efortul nostru al silvicultorilor și activitatea ei a pădurii este considerabilă. Și avem regenerate 99% din suprafețele care sunt cuprinse în acest bazin al Lotrului. Aș mai avea o întrebare conexă apropo de lucrări de regenerare, adică de păduriri în mod special, regenerare artificială, adică de împădurire. Care ar fi principalele provocări? Sigur, aveți provocări date de mersul vremii, că plantați până la ce altitudine, 1000 și cât mergeți? Mergem până la 1600 de metri altitudine, depășind spre 1700, condiții extreme, 1700 de metri, cam așa. Deci, din start acolo, condițiile climatice reprezintă o provocare. Bănuiesc că plantați până și spre jumătatea lunii mai, câteodată, în unii ani. Dar care ar fi provocările din perspectiva logistică sau forței de muncă? E simplu, e ușor să îi puieți în spate să mergi până la 1600 de metri? Sau cum este? Cum stați cu forța de muncă? Mai bine, mai rău, ca acum un an, ca acum 5 ani, ca acum 10 ani? Încă forța de muncă, hai să zic așa, că mai există lucrările de împăduriri, ele facem cu firme care aduc cu oameni de angajații lor, dar pe viitor cu siguranță vor fi probleme, pentru că, vedeți, normele nu sunt actualizate din 97. Cu siguranță cerințele sunt altele, cu siguranță ar trebui să găsim o soluție să-i plătim mai bine pe oameni. Ca provocare, una dintre principalele probleme este faptul că în cazul în care aducem puieți din alte parte, în altă parte, în alte zone ale județului, suntem nevoiți să-i depozităm. Depozitarea asta a puieților este foarte importantă, pentru că dacă colegii din teritoriu nu reușesc să gestioneze corect situația de a depozita la ghețărie sau într-un șanț bine amplasat, într-o zonă rece, umedă, puieții pe care îi plantăm ulterior cu siguranță vor avea de suferit. Asta e una dintre mari provocări. Noi sezonul de vegetație și momentul în care facem plantațiile nu corespunde cu momentul în care colegii din alte ocoale fac scoaterea puieților din pepinieră. Scoaterea puietului din pepinieră este corelat de pornirea în vegetație. Nu poți să vii cu un puiete care e deja pornit în vegetație, discutăm de puieți cu rădăcină nudă, nu poți să vii să-l plantezi, pentru că nu ai reușit. Laricele are o problemă teribilă. Laricele este o specie care pornește foarte repede în vegetație și el ne creează ceva probleme. Dar încercăm să gestionăm corect situația. Pe viitor, cu siguranță, trebuie să ne schimbăm un pic optica, sau cel puțin asta cred că se va urmări, să încercăm să producem și puiesc cu rădăcină protejată. Pentru că puietul cu rădăcină protejată are o grămadă de avantaje, pe lângă faptul că nu e stresat. Nu e stresat de momentul când faci plantarea, el poți să-l plantezi și în vegetație, numai avantajul principal al lui este faptul că nu suferă acest șoc al transplantării, scoaterea din pământ și ducerea în alt teritoriu, care creează daune unei plante care e la vârstă mică, sensibilă și așa mai departe. Ar mai fi două scurte întrebări, una de la Victor Seclă, pe care îl salut, colegul nostru din Republica Moldova. Întreabă, până la ce altitudine se găsește laricele pe raza ocolului? Laricele îl găsim până la undeva la 1600 și 1700 de metri altitudine, întâlnim laricele.
Despre limita superioară a pădurii. Cum... Da, despre limita superioară a pădurii, da. Și mai sunt întrebare... Dar nu sunt exemplare de mare valoare. Exemplarele de mare valoare sunt altitudini mici, altitudini de 600 până la 1000 metri, 1200 maxim, dar altitudini mai mici sunt exemplare de mare valoare. Și da, cu siguranță vom identifica, eu chiar am un program, un plan să identific arbori bătrâni din orice specie de pe raza ocolului, pe care să-i punem într-o poveste. Cum sunteți voi cu plantă în fapte bune, să facem o poveste cu arbori, cu arbori bătrâni, ne trecând în partea asta de protecționiști, de a proteja, cel puțin trei identificați. Și arborele bătrâne are și avantaje, are și dezavantaje. Un arbore bătrân e ca un om. Și asta trebuie să înțeleagă și opinia publică, pentru că noi, ca indivizi, până la o anumită vârstă putem genera lucruri bune. De la o anumită vârstă intrăm într-o zonă de lâncezeală, într-o zonă de nu mai aducem plus valoare dacă urmărim componenta economică a pădurii. Pe componenta de mediu e posibil să avem surprize când se vor face studii, să vedem că un arbore bătrân nu aduce atât de multe beneficii cât aduce o plantație tânără. Sunt făcute studii în sensul ăsta. Vis-a-vis de oxigenul pe care îl producem, vis-a-vis de carbonul pe care îl fixăm și așa mai departe. Adică s-au îmbolat motoarele cu comentarii pe pagină și cu întrebări, mai exact. Domnul Bogdan Condrate ne întreabă, menționează că nu ai pomenit nimic de perioada de așteptare de la momentul exploatării până la momentul plantării. Le faceți în același an? Nu le facem, am și spus că trec două sezoane, dar poate n-am fost destul de... n-am punctat bine. Nu facem în același an, pentru că am riscat destul de mult dacă am plantat în primul an. Încă sunt exemplare de Hirobius, de tombar, care pot să creeze prejudicii. Plantăm, în general, în al doilea an după momentul când am făcut reprimirea sau când am finalizat exploatarea. Se întâmplă, sunt cazuri particulare, unde venim și la un an de zile, acolo unde deja solul se enervează destul de repede și deja activitatea de împădurire este îngreunată de iarba care crește, un sol înierbat creează o activitate mai greoaie la plantarea, la execuția gropii, a vetrei și așa mai departe. Dar, în general, cam în 2 ani de zile de la reprimirea parchetului, executăm lucrările de împădurire. Mai este o ultimă întrebare pe pagină. Văd că între timp a răspuns și Nilie, colegul tău de la Direcția Silvică. Dar totuși aș vrea să aducem în discuție și epoca de plantare, pentru că știm că în zona montană, în marea majoritate a cazurilor, acțiunile de împădurire se realizează primăvara, în unele cazuri și toamna. Și știu câteva ocoale silvice și de stat, dar și de regim și private, care au experimentat și acțiunile de împădurire în molidișuri, deci cu pieți de molid, toamna. Cum este la voi, Nasa? Ați experimentat și plantările toamna sunt mai bune? În mod normal ar trebui să plantăm între 15 martie și 15 aprilie. Este luna plantării arborilor. Așa este. Din păcate, la noi iarna creează probleme și acțiunea de împădurire se declanșează mai târziu. Se declanșează undeva la sfârșitul lunii aprilie sau din jumătatea lunii aprilie, din jumătatea lunii aprilie până la jumătatea lunii mai. Asta este epoca de plantare. La molit, la rășinoase, la specile de rășinoase, s-a evitat a se executa plantări de toamnă. Ele, cu siguranță, dacă ar avea o reușită bună, s-ar pleta mult mai bine, pentru că n-a mai fi condiționat de pornirea în vegetația puietului. Toamna, el deja s-a lignificat, deja s-a oprit din vegetație și am putea să-l plantăm. Dar peste iarnă apare acest fenomen de dezgheț, îngheț, dezgheț și scoate puietul afară din groapă. Și sunt necesare primăvară lucrări complexe de revizuire a acestor plantații. Și revizuirea, am și omis să spun despre revizuire. Revizuirea este o acțiune de întreținere a plantațiilor în fiecare primăvară. Puieții, după trecerea iernii, plantațiile de 2 ani de zile, de la 2 ani de zile în sus, sunt parcurse de către persoane, de către muncitori,
îndreptați puieții, refăcute grobe, vetrele și așa mai departe. Cum e și cu copiii, că m-aș bucura să pui ultimul slide care te reprezintă. Faci un copil, nu-i suficient că doar l-ai făcut, trebuie să ai grijă în continuare de el, mulți ani, toată viața. Da. Așa e și cu plantațiile noastre, nu-i suficient că plantăm puieții și plecăm de acolo, sunt o sumedenie de lucrări, de îngrijire, mulți ani de la înființarea culturilor. Dar cum am mai spus, să știți că sunt foarte importanți primii ani în viață. Ca și la copii. Noi, silvicultorii, pe lângă familiile pe care le avem, mai creștem și păduri și încercăm să le dăm o bună creștere pentru a fi gestionate ulterior corespunzător. Nu e ușor. Nu e ușor. Dar este o muncă frumoasă. Este o muncă frumoasă atunci când știi că prin efortul tău pe niște suprafețe care au fost exploatate legal, au fost până la urmă, și opinia publică trebuie să înțeleagă că activitatea asta sunt rostogolite numai informații denaturate, tăieri ilegale, furturi. Dom'le, există foarte mulți oameni de bună credință care lucrează cu inima, cu sufletul și care vor să rămână în urma lor lucruri importante. Lucruri de mare valoare. Și atunci depun toate eforturile pentru a ajunge să te mulțumești cu ce faci tu. Adică am făcut o exploatare, am reușit și am făcut o pădure frumoasă, crescută cu ajutorul tuturor colegilor, că, cum am mai spus, nu poți să lucrezi singur. Și cu efortul tuturor. Ionuț, aș vrea să întăresc această ultimă idee pe care ai expus-o, apropo de oameni de bună credință și apropo de reversul medalei, oameni cu anumite intenții, apropo de acest fenomen al defrișărilor. Scuză-mă o secundă. Ce aș fi vrut eu să spun, cum văd eu lucrurile și vis-a-vis de aceste terase? Cu siguranță, nu cred că ar trebui scoase din legislația actuală. Poate că ar trebui modificate într-un fel. Eu ce am văzut și am văzut destul de multe cazuri de tăieri, pe cum s-au regenerat. Poate că dacă ne îndreptăm atenția spre un alt mod de exploatare, spre aceste funiculare și tehnic vorbind să facem terase în niște benzi de dimensiuni mai mici, să fim ajutați și de pădurea care rămâne stânga dreapta, care aruncă sămânță și se regenerează natural în marginea masivului. Până la urmă și colegul a întrebat corect de tăierile succesive în margine masiv, în ideea că beneficiem de sămânța pe care o produc arborii bătrâni. Și aici tehnic trebuie să corelăm cu an de fructificație și așa mai departe. Dar dacă am face niște terase de dimensiuni, poate tot 3 hectare, nu am nicio problemă cu 3 hectare, dar de lățime mică și lungime mare, într-o formă de asta geometrică și recoltate cu funiculare, eu zic că nu ar fi nicio problemă și dăm naștere unor păduri de mare valoare. Riscăm acolo unde, riscăm foarte mult când intrăm într-o pădure de molit, sorărim succesiv, riscăm să o punem jos, în termen popular, să o punem jos și după aceea mult mai greu împădurim, mult mai greu exploatăm, că nu poți să compari o exploatare din produse accidentale cu o exploatare într-o etărie rasă. Sunt lucruri total diferite. Și după aceea, volumul de muncă e mult mai mare, nu mai vorbim de impactul vizual, media și așa mai departe. Aș vrea puțin să revin la ideea de mai devreme, apropo de cei care, fie pe Google Maps, fie pe Google Earth sau pe Global Forest Watch, dacă s-ar uita, evident, pe calculator, pe laptop, pe telefon, la suprafața pe care noi o vedem acum în fotografie în stânga, cel mai probabil că ar vedea o suprafață cu ghilimele de rigoare defrișată. Ia uite ce au făcut silvicultorii, au defrișat-o. Dar, iată realitatea din teren și sunt foarte multe cazuri de genul, întâmplarea face să cunosc multe discuții la nivel național, dar și european. Apropo de această greșită interpretare, că nu vreau să-i spun altfel.
Ce vreau să spun este că, sigur, și teledetecția și imaginile satelitare sunt foarte utile, ne ajută foarte mult și pe noi în practica silvică și nu numai. Și ați văzut cel puțin trei prezentări aici la conferințele Plantăm Fapte Bune în România, profesorului Mihai Niță și a colegului de generație, al invitatului nostru Bogdan Cantrea de la Forest Design din Brașov, care au dezvoltat multiple tehnologii bazate pe imagini satelitare și LIDAR și multe altele. Dar este foarte important să validăm ceea ce vedem de sus cu ceea ce vedem și în teren. Ionuț, nu rămâne decât să preiau toate mulțumirile adresate de cei care ne-au urmărit pe pagina de Facebook și să ți le transmit cu căldură. În mod special îți mulțumesc că ai spart gheața colegilor din RomSilva, pe care îi aștept și pe mai mulți la această emisiune, pentru că știu că faceți lucruri foarte frumoase și ar trebui să vă mândriți cu ele, ba mai mult de atât să le comunicați cât mai des și publicului larg. Uitați ce peisaje frumoase sunt la Vidra, se face și silvicultură, se face și salmonicultură, și cinegetică și multe altele. Marin, îți predau cuvântul, nu prea te-am lăsat să vorbești în seara asta, dar finalul îți aparține. Te rog. Mulțumesc, Mihai. Nu trebuia să vorbesc eu, ci invitatul nostru și la fel trebuia să scrie și să comenteze și colegii și prietenii care ne urmăresc, lucru pe care l-au și făcut și motiv pentru care acum la încheiere aș vrea să le mulțumesc tuturor. Așadar, mulțumiri din partea noastră, a celor trei de aici, de celelalte părți ale ecranului, pentru că ne-ați urmărit aceste 81 pic de minute, pentru că ne-ați scris, pentru că ați răspuns la alte comentarii și, desigur, pentru că ați rămas alături de noi. Așadar, mulțumirile noastre și însoțite de promisiunea că ne vedem săptămâna viitoare cu câteva surprize pentru voi, așa că rămâneți alături de pagina noastră, pentru că avem discuții și dezbateri și săptămâna viitoare. Seară frumoasă și liniștită și ne vedem curând. Toate cele bune! Revedere!